De la început până în veci, mărit fie creatorul dăruitor de vieți. Cei ce găsesc poezia utilă, îi invit să mai dea un refresh când îi gâdilă. Și după aia scria ad content pe website-ul ăsta, aveam un website de free hosting unde pusesem sau poezia asta, frate, ești nebun la cap. Pe care o credeam pierdută. Dar mi-a adus tati calculatorul. Și uite că am găsit-o. Salvată pe el. Ha! O credeam pierdută. Îi scrie pe aia. Add content. I'm a paragraph. Click here to add content. To add your own text and edit me. Și am zis distrat, cheers paragraph, I'm the writer. And by I could also be the reader or someone who's slicker, but why not bother and see what the Most High has to offer. It doesn't matter where you're from, just need your help and then we're done. You can make this a career, join the path of volunteers. 'Cause they know you ain't got nothing more precious than a good soul, so keep deep breathing and stay in control. They say kill or be killed, but I'd rather be thrilled to still be alive, so I strive to find the meaning of wealth, which is wisdom, peace and health. Vocea neînregistrată cu microfonul de la webcam. Când am scris primul volum, mai mult vă testam pentru eventualitatea în care nu mă întorceam. Dar e prea ușor să o azi violent pe beat și pe net să te crezi critic în stilul de viață biblic. Tot îți spui că nu-i nimic, îți spun că probabil te-ai prăjit. Consideri ce faci ca fiind normal, organic nu e sinonim cu natural. Ești underground și promovezi cartofi prăjiți pe partitură, măcar de știi că amidonul e compus de cianură. Te dai chimist și dai altora dis pe piesă, suntem aici și ni s-a dat drumul din lesă. Trăiești periculos, scrii versuri cu pixul și la final când recitești îți sună sinistru. V-ați lăudat atâția ani cu operă furată, luați de aici bă, după faptă și răsplată. Nu mi-am explicat nici până acum ce-i cu atâta ciudă pe fratele Huzum. În loc să se bucure că poate scoate și el un album, ăștia dacă ar putea, l-ar întoarce din drum. Stau la pândă cimpanzei, uneori și bătrânei, caută mâncare toți pentru ai lor strănepoți. Și mai au unii din ei turnători și alte chei. Se prezintă remarcabil într-un comportament deplorabil. Nu tot ce noată se mănâncă, așa și plantele din junglă. Parcă toate au un dor de cuvântul creator. Că ce ușor să fii distras de la păcatul rămas, ăsta-i scopul sau pe altar ce ofereau. Controlează-ți respirația și gândul, simte cu atenție pașii cu pământul. Încearcă să fii neutru cu grupul, poate reușești să le vindești trupul. Spală-te pe mâini înainte de a atinge o ușă. De la lene faci început de gușă. Și scoate rimă după rimă, se întreabă lumea, cui se închină? O fi făcut vreun pact de așa talentat? Sau de la cât l-au drogat? Creierul s-a confiat. Chemtrails l-au terminat și a rămas setat perimat. Un impuls necontrolat, poate reușeam și o salvam de-aș fi fumat cu ea un gram. Eventual îl mâncam sau poate îl împărțeam. Un litru de ulei de cânepă adus din Vietnam, special pentru cei bolnavi. Înțelegi, man? Sau te crezi spartan? Nu mă lua cu afaceri legale. Eu abia am ce pune în picioare. Să nu mai spun de mâncare sau alte buzunare goale. Într-o țară de mafioți devin cel mai bun din toți. La Galați noi suntem frați și voi vreți să ne turnați. Mamă! Da, frate, locuiem în Galați. Băi, ești nebun, locuiem în Galați cu ai. La Galați noi suntem frați și voi vreți să ne turnați, acum gata, la,
La Râșnov noi suntem frați și voi vreți să ne turnați. Veniți peste noi mascați când suntem proaspăt fumați, doar să ne deranjați, tripul să ni-l stricați și apoi vă doriți informați. Bă, băieți, explicați pe bancă ce căutați, că vă îndepărtați de cartierul în care stați. Iar noi am fost chemați de unii curând pensionați, poate puțin frustrați, ca asemenea nouă scameșuați, ciudoși pe cât de frumos cântați, lauda celui mai mare dintre tați. Cine credea că a scăpat amarnic și s-a înșelat? Parcă abia am înviat și acum meciul e blat, tocmai ce l-am pariat. Îl și simt încasat, dar mai am de așteptat versuri de redactat, mult mucus de scuipat, ceapă de mâncat și poate un om de vindecat. A luat-o versul înainte, iar eu sunt retardat. Știi că m-am lăsat cu viitorul de jucat, de când am aruncat de-a bani la ghișeu, de parcă aveau ei ultimul trofeu. M-a lovit mai tare dimineață, cred că era mai puțină ceață la mucoasă în interfață, că deodată se apleacă și îmi scoate sabia din teacă să-l gradez templier la poartă. Tu de ce nu scrii ce așa de greu? Te uiți la mine ca la un derbedeu. Și încep să înțeleg unde-i DCN-ul, cu tovarușul său vex cel greu. Unii stau în curcubeu, alții se schimbă instantaneu. Stau pe la ferestre, subjugați de bărbați sau de neveste. Tot ascult lăutărească și să uit cine să mă ferească. Unii scriu incantații ascendente, învață din antecedente. Fizice, mentale, nu emo, ci spirituale. Prefer să stau singur, fără tentații, desigur. Că nu stau degeaba, să-mi facă cineva graba. Majoritatea nasoală te-ar lăsa la pielea goală, să le dai tot fără efortul lor. Așa stă treaba cu cel nerecunoscător. Creatorul mă veghează mai ceva ca firma de la pază. Stau mai chill ca un burete, n-ai ce-mi face să mă ierte. Ai tupeu sau doar caiete, mai mănânc un castravete. Și fă-ți upgrade la șosete, mergi cu noua ta pereche, de parca X6 și returile scot în evidență picioarele păroase. Pe ochii lui frecvență, prieteni vechi, prieteni noi, vin, pleacă, se întorc înapoi. Lumea e mică, n-ai ce-i face, ei de acolo o aduci încoace. Experiența din capace, tuburi goale de pastă, că am luat hârtia de nevastă. Se aprind unii coale. Se aprind unii coane auzind înțelepciune la alte persoane. Din cauza mucilor întăriți la tâmplă, veteranii se simt blat în munți, păziți de păduri și punți create din credință în ceva din ei ființă. Dar mai mult decât atât, e ceva gen absolut. Degeaba se cred unii insecte când boii o travă în vene, încearcă tentative încete și spune că te ia pe neve. Dar e ceva nedefinibil, uneori foarte flexibil. Chiar când ești prea bine sau axat prea mult pe sine, dincolo termin ce ai început forțat, dacă în rahat turcesc te-ai băgat. Dacă în rahat turcesc te-ai băgat, ca la palatul țigănesc, ideile vin din mers, tot jocul e pervers, din unghiul celui critic, uneori mai și verific, dacă se crede omul Cedric. Din gând în neant le sună interesant, deși mulți vor, rare ori aleși ajung să încalece un nor de legi stupide în amurg. Știu că rimele n-ajung, dar trebuie fapte vere înainte de a învăța a citi printre, că ajungi să dai viață pe timbre când te duci ca vita înainte, cu speranță de mult înlocuită, de știință în credință, ca și președintele termită în popor pivniță, în propria pivniță. Stai în lotus zi și noapte ca fraierii la aparate, renunță să mai atragi atenția, dă exemple doar la discreția momentului trăit pe loc. Când cineva se apropie cu foc, flama multora e doar combustie chimică, niște gaze banale, combustie în frică. Dar n-o fac pe deșteptul, știu că nu singurul corigent la fizică. Flama unora e în buzunar, așa e cu oamenii fără habar. Alții se pierd în pahar sau aruncă într-un zar. De ce tot scriu fără încetare ca un deținut politic în închisoare?
credeți că frigul e frig, doar că dicționarele înving. O definiție academică pentru mase, așa îi țin pe majoritatea blocați în transe. Îi învață definiții, muzici, obiceiuri, aparținând altor tipuri. De existență capabilă să treacă prin borduri și mituri. Oamenii au impresia că merg la sigur, când conving pe altul să le ia o responsabilitate, își aruncă singur căciula deoparte. Traficul constant monitorizat și nu doar la internet, ăștia se întreabă de ce duc electronicele în amanet. Ia zi tu, cine-i mai bogat? Un hodorog cu bani sau un copil ce se naște sărac? Un om de știință cu un intelect rău și miraculos sau un rob de-al maestrului grandios? Gândul cântărește, vezi de te ferește, poate te pălește, diaria, dar hai, nu știi de glumă? Sunt atâția ce or să spună. Unde vei fi tu la monitor sau picior peste picior în tramvaiul următor? Vezi că apa cu gorgoaze îți face aragaze. Dar oricum știi că uneori te mai alină să mai tragi câte o bășină. Hai să nu mai fim scârboși, spune-mi, tu ce mănânci? Să fim serioși. Chiar l-ai făcut curios pe prietenul tău arătos. Faci vreun sport sau tragi bășini, bei și un pahar de vin. Nu, mersi, eu m-am lăsat, prea ușor mă ajung beat. Și mândru, imediat, treaz fiind, simți mai orice, prin cap îți trece. O cafea atunci se poate? Ce, de la automate? Am și împachetate, lasă-mă vere, pentru mine e o plăcere să respir. Atunci o ciocolată, prea are zahăr și o pap toată. E niște pătrățele acolo că iar joci polo. Cu WC-ul, ai uitat? S-a mai întâmplat. Și caut în continuare pe creator, cu dorința ca să nu mor. Chiar dacă ies din decor, nu sunt vreun sinucigaș, dar nici vreun laș, decât în fața Domnului din sălaș. Căci stăpânul meu m-a scos de atâtea ori din ceață și cu atâta minune a creat viață. Vezi că unii oameni te judecă pentru aproape orice, de la cum te ștergi la cur, la ora care îți ascuți cuțitele. Darul vieții e prea frumos totuși, ca tu să fii mereu atent la toți botoșii. Acum iar mâna-i mai dreaptă, carnivorele te arată, parcă așteaptă să înceapă o bârfă nu prea înțeleaptă. Domnule, în continuare îți mulțumesc și ajută-mă să mai cresc, să văd peste minciuni tentații, să-i ajut pe alții, să mă vindec, să fiu harnic. Și cu cine trebuie darnic, te rog ajută-mă, Domnule, să ies dintre betoane, să mă feresc de rău și melodrame. Să mă bucur că există șansa mântuirii prin care ai dăruit omenirii atâta complexitate. Drumul lung, iar eu sunt departe. Am ajuns să-mi fi dorit un frate. Domnule Hristos, nu-mi trebuie lăudat că mi se urcă la cap. Mulțumesc pentru că mi-ai dat... Dacă a meritat, ajută-mă să-mi dau seama când se face blat, păzește-mă de păcat, mărit fi tu ce ai înviat. Îți mulțumesc pentru a nu știu câta oară și te rog ajută-mă să nu consum degeaba ceară. Am încercat să organizez un concert, poate îl voi face, cu porc bert. Omul e mai ușor distras decât distrat, deoarece căcatul e ușor de ambalat. Dă-te jos din pat, vezi-ți lungul nasului, pune-te pe explorat, uiți alarma ceasului, dar afară tot ce e căcat evoluează imediat. Nu da pe tine pișatul, iubește-ți ficatul, libertatea credem că ne-au închis-o, dar ne-am făcut-o singuri, bro. Și se pare că de când nu mai consum nasoale, ascult alte genuri muzicale, tribale, nu mai fac așa ușor confuzii, identific atâtea iluzii. Te înțeleg dacă îți place o piesă, dar nu-i opune altuia compresă. Chiar crezi că lumina nu se vede în beznă? Aia nu-i freză. Dă-ți bretonul dintre ochi înainte, ca să țintești printre. Something's in the way. Poate lucrul ăla gay. Mai vrei? Lasă-mă. Știu,
că vin cu textul scris de acasă, vechează-mă. Te înțeleg și eu vreau ca unele să facă bum și click, dacă se poate fără să facă nimic, dar tu vii cu textul gata scris, ăsta nu e hip-hop, ți-am mai zis. Lumea îl aclamă, noi ne-am uitat cam mult la reclamă și abia acum înțelegem ce înseamnă. Abia mai diferențiem bărbatul de damă. Însă cel de sus mă îndeamnă să pășesc fără frică pe drumul ce mi-l aștearnă. Să-i ajut pe cei ce condamnă, să vadă că-și dau singur palmă. Vezi și țigara să nu-ți dai singur flamă. Vezi și cu țigara să nu-ți dai singur flamă. Iar când respiri să nu te neci cu vreo scamă. Poate vrei să îți recit și ție o bucată de poezie despre prietenie. Pământ însetat, aer poluat, popor involuat, procesor nerestartat, te apuci de furat, intri drogat, suspendat din campionat, câteodată oamenii aleargă, spre ce au deja pe lumea cealaltă. Se duc să piardă, radiații mă încearcă, gânduri ascunse îi încarcă, pe unii strânși la oaltă, incapabil să facă țara răsculată. Programată din fundal, iluzia alegerii undeva prin carnal. Puterea voinței te face îngânfat, însă bunul te-a ajutat și sfoara i-a legat. În curiozitatea ce poate au aflat, poate aproape diferența schimbă zona de frecvență. Niște orășeni dau în demență. De atenția e prea puțină, satisfacția le scade. Cornul lor are pectină, stomacul îi roade. Conversații informaționale, probleme la redactare, stupizenii revoluționare, linii imaginare, opinii despărțitoare, componente înfiorătoare, întrebări concepționale. Te duc cu gândul la trecuturi mortale, prezent legat de semnături, plămâni pătați de fumuri, colegi interesați de venituri, oameni visează la fripturi, influențați de mofturi, afectați de prezente fondate în idei puțin controlate, venite din cutii de fondante, ingrediente puchinoase, farmacii, produse medicamentoase, bârfe pe terase, mese triste în esență, apar cu leac pe ele pentru prezență. Planuri și oferte promoționale leagă tovărășii colegiale, acțiuni ușor, uneori letale, poate au aflat ducomul spre păcate carnale și regrete spirituale, practică manuală la scară industrială, scot boala la iveală și copiii din școală. Vreme trece observată, dai cu bila în stânga în mantă. Dai cu bila stângă în mantă. Bună ciocolata. Cauză și efect. Unui poet, altui interpret. Vorbe aruncate delicvent, poate mult prea frecvent, într-un mod aproape decent, neatins decât de existență. Furnica în mușuroi la urgență. Cuvinte limitate, trăiri rar controlate, ocupații, picioarele chiar dacă dor, lasă băieții să facă ce vor, are energie, spui că e izvor, e așa frumos aranjată, spui că e piesă de decor, spui mersi de îți arată că ai fost triumfător, sursa e ușor de greșit, aievea cine a nimerit-o e împlinit. Dacă te apuci de povestit, nervii țineți implicit să cadă în altă coală. Obiectivitatea e principală. Stai puțin să termin de citit poezia. Închide acolo, închide focul. Mersi.
obiectivitatea e principală, curiozitatea unora e nasoală. Bagă oamenii în boală, cu parfumul îi înconjoară și îi trage ușor pe sfoară. Fetele ca o dinioară, de le cauți unde ai nevoi, scrie distracția e întoi. Curățenia unora e un coș de gunoi. Suficient ar fi mersul un pic greoi. Îndepărtarea bucăților de puroi, răbdare suficientă pentru amândoi, împărțită la ocazii cu noi. Cei ce avem resursa otrăvită de comportamente și ispită, sau de limba vorbită, oamenii au o stupidă tendință să vorbească degeaba și fără credință. Direcția îți dă intenția, mai lăsați frecția. Dorm pe două locuri, fraierii stau după ponturi. Nici nu se discută când faci strofe la minut, bă. Vrăjeala ține la româncă, cum țin boschetarii la pungă. Pensionari abuzați de casieră, într-o țară mizeră, controlorul disperă. Când regula nu face țara prosperă. Neatenția îți schimbă direcția, deseori credința chiar și intenția. Mă urmăresc și spionează. De ce oare? Pentru a-mi face vreo 5 documentare, după ce o să mă omoare. Să vă spună ei ce am vrut de fapt în viață, să vă spun eu că nu e estetic omul doar cu mustață sau cu barbă, doar în jurul gurii. Așa îmi vine să-i înjur pe unii. Bărbieriții să tacă, copiii să cânte, fricoșii să asculte. Și încă ceva, versul lipsit de adevăr e degeaba, ca și graba. Așa că vezi-ți de treabă și scuipă-ți mucii și caută blugii din denim. Trebuie atenție la ce facem, că aia devenim. Evită a purta elastice, că îngreunează circulația rutieră. Băi, ăsta mai înregistrează. Ok, bun. Mai degrabă preferă să-ți îngreunezi mersul pe jos, că... Deci, evită a purta elastice, că îngreunează circulația rutieră. Mai degrabă preferă să-ți îngreunezi mersul pe jos, ca să ai cracube în gos, nu mai fi lăudăros. Oferă înțelepciune doar celui ce o caută și poate vă vedeți și pe partea cealaltă. În ipostaze opuse, iarba nu se calcă, se fumează și mănâncă. Ea și mai caută, citește... Ea și mai caută, citește și ascultă. Cartea proverbelor ce a scris străbunicul celui fărut. Ce a scris străbunicul celui făuritor de arcă. Și testamentele s-ar putea să-ți placă. Mi-e dor de frații mei, chiar dacă-s departe, spiritele noastre s-a aproape unul toate. N-am uitat de unde am plecat, nici cine și ce m-a învățat. Sau cine m-a enervat. Când meditez, mintea o eliberez de orice gând și stres, în afară de cel creatoresc. Bine ai venit în Pripiat, nu mă enerva pe vere că-ți bag masca în căcat și ți-o pun la loc pe cap. Simt un beat bun să fac un track. E pe drum. Dacă ține apărat să știi secretul, fă-te mai aproape că ți-l spun, că nu e un ceva anume, trebuie să fii om cu multă lume. Și să scoți lama când e cazul, decât să plângă măta, mai bine îl readucă tactul cel divin. Dar să ai mila celui de plin și nu bea vin. Măcar mănâncă struguri negri, spală-i de insecticid și încearcă să asculți ce predic. Fă o cură de alcalinizare, renunță la poluare, în fața celui rău creatorul să-ți dea neînfricare. Oameni crescuți într-un sistem plin de pedepse au rămas cu sechele și reflexe, dosare cu anexe și remușcări din păcate terestre. De ce te aștepți ca maică ta să fie împlinită când tu aproape în fiecare clipă visezi faimă? Hai mă, trezește-te, potolește-te și învrednicește spiritul, comandă bitul și învârte pe fiică ta și fitul. Și învață pe fiică ta și fitul, carte de unul singur. Căci prea mulți profesori dezbină și cuceresc dacă le creezi timpul. Nu mai fi așa credul. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce ciripește se ascultă. Cum ascultă ăștia telefoanele, schimbați neoanele cu lumină spectrală.
ia-ți lanternă și un fel de vioară sau fă-ți un felinar cu fața serioasă pentru a preveni ce se apropie noaptea de casă. Respectă aproapele în măsura în care te respectă. Aceeași greșeală nu se mai repetă. Ține radarul pornit într-una și nu te întrece cu gluma proastă ca să nu-ți devină nevastă. Muie dai, muie primești. Ai grijă ce alegi și de unde. Unele persoane ce oferă ar putea fi și ele flămânde. Omul există să încânte. Nu încerca de scântece, că sunt cu dus întors. Învață să fii mai mărinimos. Și păzește-ți sistemul osos. Fă și tu o rimă, dar și n-o fă de prisos. Rugate-aș frumos. Pică din barbă fire. Oamenii spun că-mi lipsește dramul de simțire. Luci în ochi le sclipește și în voce li se aude ciuda. Aproape toți stau și se uită. Cum propria libertate se dispută la masa rotundă cu o stea pentagonală, oameni ciudoși că e nasoală. De-aia îți fură banii de coală când lipsa de atenție îi împrejoară. Tentație puternică, existență eterică, peninsula iberică, temperatură ca în biserică, luată din doctrina autentică, învățătura ostrică, setea macină, țigara fumată, la stagiul întors data viitoare, pragul urcă peste viitoarea înfumurată. Căpărul crescut aiurea pe picioare, oamenii încearcă... pragul urcă peste viitoarea înfumurată, căpărul crescut aiurea pe picioare, oamenii încearcă să împrejoare raza de lumină aplecată spre o plantă ce stă cu frunza picată. Spre cina de taină pictată. Consecința apoi abia o pot duce sau obișnuit cuvinte să arunce. Când uită să-și dezvolte sau care din cruce. Regrete lovesc pascuns, de-aia rămân fără banii de tuns. Am freza frumoasă fără foarfec. Oricum mă ajută și când sunt în trafic. Oamenii trag concluzii legate de ce aplic, de încerc spre lumină să mă ridic. Ochiul multora e doar critic, însă mesajul transmis e criptic. Oameni fără astâmpăr atacă un bunker, floarea de nufăr îmi crește mult păr, starea de după te urcă în cap și ce vrei, tentative distractive de știri fictive, disconforturi olfactive, obiceiuri primitive, idei vor să derive, tuse forțată, minte necontrolată, existență blestemată, joint deodată, mereu aceeași față și o dietă hidratată, slăvire către tată. Ploaia să înceapă, fructul să-l culeagă, chill iarna întreagă, apasă pe clapă și mai dă-i odată încă o serie de lecturi, când te pierzi în versuri, mai citești din scripturi, urmezi publice chipuri sau alte figuri. Lasă-le, alea sunt mituri, calcă-ți principiul și îl faci multiplu. Texte lungi, cuvinte scurte, vino și du-te, oamenii spun multe. Cu idei vor să te ajute. Mai am puțin și termin. Okay. Cu idei vor să ajute întunericul să umple. Picioare desculțe, pete drăguțe, petre drăguțe. Picioare desculțe, pete drăguțe, petre drăguțe. Ferestre astrale, vortexuri interdimensionale. O altă întrebare despre portale, ființe călătoare, nerăbdătoare. Te așteaptă, frățioare, doar o frică și aia, adică știi tu ce implică. De ce compromis simplu, eu n-am încercat timbru să înțeleagă timpul. E mult prea ambigu și în cap de vreau să-ți intru, e prea costisitor. Prefer să mă bucur de prezent și viitor, ca scriitorul
ca scriitor și cititor. Trebuie lentile MOV, fără zahăr sau morcov. Când alții se aruncă, tu nu uita de parașută. Gazele înțeapă, oamenii râd și pleacă. Fac suferința să tacă. Când dezinformarea atacă, gândul bun are să-ți placă. Astfel reușește omul să întreacă prostia celor ce nu beau apă. Din propria fântână, căci ecoul răsună, chiar de-i minciună. Ce chestie! Degeaba ai bani dacă nu-i poți folosi pe post de hârtie. Te apucă noaptea în evidență și cartierul știe. Ce sună la mine se numește poezie. Fac pe surdul în cavernă, oamenii observă. Pun capul pe pernă și o ard fără lanternă. Au nevoie de o amprentă, undeva în mintea dementă. S-o dea în ceva frecat electrostatic, cam ușor, dar și organic. Încerci să copiezi ce e practic, dintr-o rimă îți pun cadrul didactic, la tablă să ne arate tactic. Ce scop are el pe post semantic când copilul iese din școală un lunatic? Copiii nevinovați sunt ușor spălați, de păcate separați, iubirea le furați și transformați. Apoi vă întrebați de ce vă trezeați puțin desfigurați, în conștiință neîmpăcați. Doar știți să vă adaptați, copiii trebuie dezțărcați, nu și abandonați. Sau în sistem îi integrați, vă purtați și existați exact cum vor sau aproape. Omul meu îmi dă dreptate când muncește dintr-o săptămână 7. Și se întreabă lumea cum poate cineva păgând să te facă pe la spate și din 7 să auzi că ei au și nepoate. Bune de zidit și mănăstiri, trebuie să strângem oștiri sau să murim ca martiri, decât să plătim bir. După atâta muncă, trupul se face stâncă și o veșnică poruncă, robul creatorului până dincolo și după. Ăștia vor să-mi spună mie că vin din altă galaxie, dar eu stau liniștit că am citit ce scrie în Biblie. Pune mâna și citește de la Enoch la Proverbe, Iov și ultimele testamente, inspiri, reții, expiri, susții. Pe bancheta din spatea mașinii negre al cuiva încep să înțeleg ce înseamnă de fapt patriarhia. Ești una cu pământul, nu-ți controlezi gândul, din eter se simte vântul, muzica nu se ascultă, se simte. Asta înseamnă să citești printre scânduri. Ce-ți transmite vecinul din gânduri? Și simt că mi-am depășit condiția când mă aleargă controlorii și poliția. Fiindcă la un concurs de înjunghiat trebuie să ghicesc cine a câștigat tot ce acum ești tu sau poate toți, nu uita că printre roți toate au un centru comun, pentru că, lasă-mă să-ți spun, de-a jocul șarpelui și coarda fetelor, săritul gardului și faima zdrențelor. Toate încearcă șarpele să-l sară până cea ultima oară. Ca să nu te împiedici, trebuie să ai copiii vrednici să te ducă unde n-ai fost în vacanțele alea low cost. Am și furat de circumstanțe deseori dezorientat. Am ieșit din necunoscut pentru ultima oară. Uită-i cadoul pe tomberon, improvizează unul pe drum. Fii de parcă nu s-a întâmplat nimic. Ochii în sus, întotdeauna zic ce fac și fac ce zic. Ești curios? Foarte bine. Îndoiește-te până te vezi pe tine. Știi foarte bine că eu am glumit. Coloana ta e importantă pentru cel mic. Și pentru noi și pentru tu, salvează-ți sufletul. De dar norade. Tunde, dar nu radea, pleacă, dar nu cade, sare, poate zboară, așa cum era odinioară. Marfă. De la început până în veci, mărit fie creatorul, dăruitor de vieți. Cei ce găsesc poezia utilă, îi invit să mai dea un refresh când îi gâdilă.
Și după aia scria add content pe website-ul ăsta, aveam un website de free hosting unde pusesem sau poezia asta, frate, ești nebun la cap. Pe care o credeam pierdută. Dar mi-a adus tati calculatorul. Și uite că am găsit-o. Salvată pe el. Ha! O credeam pierdută. Îi scrie după aia. Add content. I'm a paragraph. Click here to add content. To add your own text and edit me. Și am zis...